Unul dintre lucrurile cele mai neplăcute în viață este acela de a fi refuzat. Sunteți de acord cu mine? Ai un feedback așa totuși. Nu cred că e cineva care adoră să fie refuzat. Nu cred că există cineva căruia să-i placă ideea sau, dacă vreți, chiar starea asta de a fi, știu, refuzat de către cineva. E foarte neplăcut, haideți să fim onești. Nu știu, probabil l-ai curtat multă vreme pe cineva, ți-ai făcut toate speranțele și când ai vrut să dai asaltul final emoțional, te așteptai la un răspuns, sperai să fie pozitiv, ca și la testul COVID, te-ai tot rugat, Doamne, dă să spună da. Și probabil că răspunsul pe care l-ai primit a fost un sec nu. Nici să te gândești. Wow, cum sună. După ce probabil că te-ai pregătit și te-ai alimentat și probabil câteva săptămâni la rând față de ea sau față de el, ți-ai prezentat cea mai bună variantă ta posibilă. Aia fără nervi, aia fără Netflix, aia numai cu Scriptura în față, aia numai cu psalmi, aia în care numai te ocupa cea Domnului la două cuvinte, aia în care la fiecare frază cu voia Domnului. 4 săptămâni ai încercat să-ți prezinți cea mai bună variantă ta și după ce ai încercat să fii atât de bun, ți s-a spus nu. Haideți să fim onești, să fie refuzat e un lucru neplăcut, ba chiar uneori dureros. Probabil că veți spune, lasă-ne acum, frate Dorel, că e doar început de an, lasă-ne cu dezamăgirile astea emoționale, bucuroși le-mi duce toate, de pace, de război, vorba românului, o dăm și pe folclor, dar hai să mergem într-o altă zonă. Ți-ai pus probabil mari speranțe, mai ales că au crescut foarte mult facturile și au zis, stai că tu, bă, știi ceva, ai 19 ani, ai 20, nu se mai poate, trebuie să contribui și tu cu ceva la casă. Nu mă interesează, te duci și te angajezi. Ai 25 de ani, m-am săturat să te întrețin. E momentul să participi și tu cu ceva la cheltuielile casei. Uite cât e factura la gaz, uite cât e la curent, uite, s-o scumpi viața, cu alte cuvinte, treci la muncă. Și în fine, te-a motivat taică-tău. Și ai zis, bă, ok, trebuie să fac ceva. Și te-ai dus la interviu la job și ți-ai făcut planuri și ai zis, ok, dacă o să mă angajeze, să vezi dacă nu o să reușesc să mă duc și eu în sfârșit la Rieșeni. Mă duc un weekend, îmi reușesc să mă duc la ski sau în altă parte. Și ți-ai făcut planuri și te-ai dus la un interviu banal. Ți-a spus, nu sunteți persoana potrivită. Și te-ai dus la încă un interviu la job și din nou ai primit un nu. Adevărul este că nu-i deloc plăcut să fii refuzat. Poate că te-ai pregătit intens un an de zile, un an jumate, ai și plătit profesor, mă rog, taică-tău, cum ai că te-au plătit, n-ai plătit tu? Ai plătit profesor la matematică, la engleză, nu știu, pe design, te-ai pregătit, te-ai stresat, ai dat examen și ai așteptat, ai și pus biserica să se roage, să postească pentru tine, că dai examen, să și opri circulația avioanelor câte vreme ai învățat tu, a fost o liniște de plină, erai în mediul tău, te-ai pregătit, te-ai stresat, te-ai cheltuit, vorba românului. Și după un an de eforturi, poate după 2 ani de zile în care te visai deja mare arhitect, mare designer, nu știu, mare IT, după ce ai crezut că vei fi admis la facultatea respectivă, la specializarea respectivă, afli cu stupoare că ești primul căzut sub lista de admiși. Nu cred că nimic mai frustrant, m-am întâlnit cu cineva odată, atât era de supărat că dacă ar fi fost să pun undeva într-un dicționar o poză cu expresia supărării, dar din aia românească aș fi pus poza acestui om. Se pregătise nu știu câți ani de zile pentru Academia de Poliție și a aflat cu stupefacție că e primul căzut sub listă acolo. Și a zis, Dorel, bă, dacă măcar eram acolo pe la mijloc, nu mă supăram, dar să fii primul căzut, e un sentiment tare frustrant. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e dureros în viață, e neplăcut să fii refuzat, să fii respins, dacă vreți. Știu ce înseamnă sentimentul ăsta de a fi refuzat, am fost de atâtea ori refuzat în viață și e un lucru care, credeți-mă, poate să fie uneori chiar foarte, foarte dureros. Dar pe de altă parte, dacă a fi refuzat e un lucru neplăcut, vreau să vă spun și vreau să privim puțin și partea cealaltă. Să știți că uneori refuzul este nu doar neplăcut, dar poate să fie chiar necesar. Știu, poate că ești în punctul în care nu mă înțelegi ce vreau să spun în seara asta.
Nu vine din partea unui vorbitor motivațional ceea ce spun în locul acesta și în momentul acesta. De vreau să conștientizez în această seară, pentru că suntem în biserică, suntem în prezența lui Dumnezeu și vreau să realizez că a fi refuzat uneori în viață, faptul că primești un refuz, este un lucru absolut necesar. Pentru că uneori, ca să realizezi ceva în viața asta, trebuie să fii respins mai întâi. Trebuie să experimentezi respingerea ca să poți să te adun, să realizezi ceva cu adevărat important în viața ta. Dacă nu o să mă credeți, veți spune, da, tu spiritualizezi toate lucrurile, că ești păstor, ești predicatul, trebuie să tragi cumva focul la oala ta. Vreau să vă spun ceva, există un antreprenor chinez, că acum sunteți mulți tineri aici cu vise de antreprenori, numai că trăiți în România și asta vă obosește tot timpul, să nu uitați asta, birocrație și altele, dar poate că ai vise de antreprenoriat. Vreau să spun scurt povestea lui Jack Ma. E unul dintre cei mai bogați oameni din lume. E multimiliardar. Ei, omul ăsta, gândiți-vă că a fost respins de 30 de ori, a aplicat pentru 30 de locuri de muncă diferite și a fost respins de 30 de ori. De 10 ori a încercat să dea și la Harvard, de 10 ori a fost respins. Unde o vrut și el să dea? Totuși la Harvard. Acum, înțeleg că începe la Oradea, de la Harvard, totuși, e un anumit standard. Te duci la Salonta, la Beiuș, că și acolo e facultate, ceva extensie, are pădinaia fantomă, dar încearcă de undeva, direct la Harvard. În fine, după ce a fost respins... Acum, ce povestea omul ăsta la un moment dat, zice... La un moment dat, în orașul din sudul Chinei, unde era el, s-au făcut angajări la KFC, așa sunt foarte tari. KFC-ul, gândiți-vă, și au fost 24 de persoane au aplicat și au depus CV-ul pentru angajare. Știți câți au fost acceptați? 23. Unul singur respins. Cine credeți că a fost respins? Jack Ma. Și spunea el, am avut nevoie în viață să fiu respins în atâtea moduri, de zeci de ori, pentru ca să realizez cu adevărat la ce sunt eu potrivit. Și omul ăsta s-a retras și-a lins rănile, vorba românului, o bocit, o suferit, o cântat, Doamne, de ce? O, unde ești? Avem și noi penticostalii pe ale noastre, că imediat, eu vă spun că noi, da, suntem generația Hillsong, Jesus Culture, Battle, dar când te doare, așa te duci înapoi la puiul chibici și începi, o, unde ești? De atâta vreme sunt cuptor. Știu din proprie experiență, credeți-mă. Te întorci, vorba unei sore de la mine din Brădei, la cântările unse. Slavă lui Dumnezeu că există cântări prin care Dumnezeu te ridică. Ei, și povestea omul ăsta, n-aș fi ajuns să pot să fondez gigantul ăsta de vânzări online, Alibaba, dacă n-aș fi luat-o în freză de 30 și ceva de ori în viață. Pentru că, vedeți dumneavoastră, respingerea știu că e neplăcută, dar a fi refuzat, a fi respins în viață, uneori e necesar. Și vreau să vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine în seara aceasta, pentru că îl vom vedea pe Iisus Hristos într-o dublă postură. Într-o dublă postură în textul ăsta biblic. Pe de o parte, Iisus este refuzat. Iisus Hristos trimite niște soli, trebuie să meargă spre Ierusalim, se apropie vremea când trebuie să fie ucis, mai apoi să se înalțe la cer. Și în drumul ăsta, spune cuvântul Domnului, că merge prin Samaria. Și trimite niște soli înaintea lui care să îi găsească un loc de găzduire, să se odihnească, numai că era în ținutul samaritenilor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia se întorc cu un răspuns șocant pentru ucenici. Nu, nu-l primim. Iisus Hristos, dragii mei, uitați-vă, aici este respins de către samariteni, dar imediat după aia, oamenii din jurul lui Iisus Hristos, în special doi ucenici, fiii tunetului, Iacov și cu Ioan, au zis, învățătorule, pentru că suntem ucenici, pentru că ne-ai dat autoritate, pentru că putem să poruncim, nu vrei tu acum noi ca să salvăm situația asta? Nu ne lași pe noi acum să cerem să cadă foc din cer peste samaritenii ăștia necredincioși și nepoliticoși? Iisus, ne lași, îi văd ridicându-și mâinile, proclamând, în numele Domnului să cadă, opriți-vă. Spune Iisus Hristos, ce face Iisus? Îi ceartă. Iisus Hristos, dragii mei, refuză cererea ucenicilor. Odată că samaritenilor refuză pe Iisus, dar îl vedem pe Iisus Hristos care refuză cererea ucenicilor de a-i face lui dreptate. Nu e așa că dacă ai fi fost în locul lui Iisus Hristos, știți ce aș fi zis eu de l-aș fi azut pe Ioan și pe Iacov? Vrei? A, dă-i putere, Doamne, nu? Că m-au supărat ăștia pentru că nu m-au primit, să vezi ce o să primească. Însă uitați-vă că Iisus Hristos reacționează cu totul și cu totul
diferit. Oameni buni, în viață avem, am avut parte și vom avea pe mai departe, cum sună poetic, parte de refuzuri. Însă vreau să ne uităm în această seară în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce trebuie să faci când ești refuzat? De multe vreme, vei spune unii, trebuia să ții predica asta, frate Dorel. De cât am tot cerut-o și m-au refuzat, deja nu mai am nicio speranță. Ce trebuie să faci când ești refuzat? Da, e o întrebare aparent simplă și cu toate acestea vreau să descoperim în această seară dimensiunile și practice și principiale din Cuvântul lui Dumnezeu. Ce trebuie să faci când ești refuzat? Primul lucru la care trebuie să fii foarte atent. Primul lucru la care trebuie să fii foarte atent, trebuie să fii atent la modul în care reacționezi. Când ești refuzat de către cineva, deși ți se pare că propunerea ta e una foarte bună, că ar fi win-win, Doamne, că vorbesc numai în termeni antreprenoriale acum, da? Adică e avantajoasă și pentru el și mai mult pentru, și pentru tine, să zicem. Da? E o dublă situație avantajoasă. Și totuși, când ești refuzat, ce să faci când ești refuzat? Primul lucru, fii atent la modul în care reacționezi. Pentru că, dragii mei, când suntem refuzați în viață de către oameni, mai ales când ne-am pus mari nădejdi și speranțe în răspunsul respectiv și este un refuz și lucrul ăsta te șochează și lucrul ăsta te intrigă, vreau să spun că există niște tendințe, niște reacții care abia așteaptă să zvâcnească din noi. Spunea Dostoievski că în sufletul fiecărui om există o fiară a patimilor, care este înlănțuită în lanțul credinței, dar care abia așteaptă să se rupă la simpla noastră voință. Dragii mei, e un prim lucru pe care, haideți să fim onești, ai tendința să-l faci când ești refuzat. Cauți răzbunare. Când cineva te refuză, și mai ales când refuzul ăla pentru tine e dureros și mai mult decât te simți cumva umilit de refuzul acela, ascultă-mă, vei căuta răzbunare. Cauți să te răzbuni. Și când, ascultă-mă ce spun în seara asta, când tu cauți să te răzbuni pentru că cineva te-a refuzat, tu nu vezi adevărata problemă. Tu nu vezi adevărata problemă pentru că ești orbit de setea de răzbunare. Haideți să vă dau un exemplu foarte contemporan. Ne-au respins austriecii. Am avut mari nădejde că nu o să mai stea tirurile în vama Bor și o să putem să circulăm liber prin Europa. Vrem o țară ca afară și ei ne țin până afară. Și dintr-o dată vă duceți aminte câte euforie. Dom'le, era breaking news-ul din 5 în 5 minute. S-a întrunit Consiliul Jai. În 5 minute rezoluția. Gândiți-vă și pensionare de 70 de ani stăteau la televizor stresați. Ei nu pleacă oricum din țară niciodată. Dar stau dacă ne primesc sau nu pe noi în Schengen. Și ce au făcut austriecii? Ne-au refuzat. Ce am făcut noi imediat după aia? Răscoala de la Bobâlna. Boicot. Din ăla românesc. Asta e adevărul. Care a fost prima noastră tendință? Este să ne răzbunăm. Cum? Nu mai alimentez, domnule, de la OMV. Zic, gata, nu mai alimentez. Deși mi-a spus mecanicul, vezi că trebuie să bagi din aia motorină aditivată, că strici motorul. Zic, nu, gata. Și m-am dus la Petrom, dar stai că și ăsta e la austriecilor. Și, ok, n-ai voie OMV, trebuie să boicotezi Petrom. Ce mai... Glucoil n-ai voie pentru că-s ruși, Gazprom n-ai voie că-s ruși, Mol-s vecinii noștri. Și pe cine mai boicotezi? Te boicotezi pe tine în cele din urmă. Că bagi motorină de proastă calitate și strigi motorul. Ăsta e adevărul. Dar vedeți, dumneavoastră, primele zile au fost așa un din ăla, domne, acum reacționăm, ne-au umilit, las că-i umilim și noi pe ei. Vedeți, dumneavoastră, de cele mai multe ori când suntem refuzați, avem setea asta în noi de a căuta răzbunare. Gândiți-vă, spune Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 54, vi-l imaginați pe Ioan, apostol iubirii, copilașilor, dacă a păcătuit cineva, vi-l imaginați pe Ioan care zice, Doamne, să poruncim, să cadă foc din cer. Pentru că atunci când ești refuzat,
Tentația și modul în care reacționezi de foarte multe ori este cel în care vrei răzbunare. Reacția disproporționată, răzbunătoare a ucenicilor, dragii mei, este cauzată, atenție, nu de refuzul samaritenilor, nu acolo e problema. Și știți de ce? De mândria lor. Știți cum îi priveau evreii pe samariteni? O categorie inferioară, oameni inferiori din toate punctele de vedere. Și nu e așa că cea mai mare umilință, consider tu, sau ofensă pe care poți să o primești în viață este ca cineva inferior ție să te refuze. De fapt, dragii mei, problema nu e la samariteni, problema este la ucenici, pentru că oamenii ăștia sunt mândri. Și dragii mei, spunea și am mai spus în biserică, C.S. Lewis, dacă vrei să știi cât ești de mândru, există un simplu test pe care trebuie să îl aplici în dreptul vieții tale, să-ți dai seama dacă ai sau nu probleme cu mândria. Cum reacționezi când cineva nu ține cont de părerea ta? Cum reacționezi când cineva te refuză? Ce spui? Domnul să te binecuvânteze? Sau în numele Domnului? Cum reacționezi? Pentru că, dragii mei, reacția disproporționată vine din faptul că oamenii ăștia nu vedeau unde este problema. Problema nu era la samariteni, problema era la ucenici pentru că sunt mândri. Gândiți-vă la Cain, când Dumnezeu nu primește, practic, refuză cu alte cuvinte jertfa lui. Ce face Cain? Și când spune Biblia că a primit-o pe a lui Abel, care e reacția lui Cain? Dumnezeu îi spune, fii atent, ai grijă, păcatul pândește la ușă, vezi că problema unde e? La tine! Și unde vede problema Cain? La Abel. Și îl ucide. Pentru că, dragii mei, asta facem când reacționăm într-un mod nepotrivit, căutăm răzbunare. Apoi, uitați-vă un alt lucru care e un mod greșit de a reacționa. Când ești refuzat, dezvolți resentimente. Cauți răzbunare. Al doilea pas este, vei dezvolta resentimente. Și asta înseamnă o problemă nerezolvată. Dacă în cazul răzbunării nu vezi unde e problema, o vezi la ei și nu la tine, de fapt unde este cu adevărat, există un al doilea lucru care se întâmplă. Dezvolți resentimente și asta este o problemă nerezolvată. Mânia, dragii mei, este o formă, resentimentele sunt o formă reprimată de mânie. Știi că o mânie reprimată este definiția probabil cea mai bună a resentimentelor? Mânia care sentiment, spunea cineva, este un acid care poate să facă mai mult rău vasului în care este păstrat, adică în inima ta, decât celui înspre care este turnat. Aduni în tine acid, amărăciune, supărare, m-au ofensat, m-au refuzat, m-au refuzat a treia oară și în inima ta, ascultă-mă, chiar dacă unul nu-i spui nimic, chiar dacă reușești să-ți ții gura, dezvolți resentimente. Pentru că te-a refuzat, nu-l uiți toată viața și aduni acidul resentimentelor în inima ta. Cum au putut să mă refuze? Cum au putut să spun aia? Cum au putut să fac aia? Cum au putut să pe mine să spună nu? Și aduni, ascultă-mă bine, aduni foarte multe resentimente. Am citit un reporter, ce spunea un reporter de la Associated Press. Spunea și vă citez într-un articol publicat în urmă cu câțiva ani de zile, bombele, spunea el, din al doilea război mondial, încă ucid în Europa oameni în fiecare an. Și că a fost al doilea război mondial, au fost aruncate foarte multe bombe peste teritoriile europene și există bombe care încă sunt în pământ, care nu sunt detonate. Și anual, când cineva sapă, când cineva dă peste o bombă din greșeală, sunt foarte multe bombe care după 60 de ani încă explodează în Europa. În urmă cu 4 ani, 13 oameni au fost uciși în Franța. Pentru că încă sunt pe teritoriul Franței și al Europei și în România. Aceste bombe nedetonate, astea sunt resentimentele. Ascultă-mă, nu explodează acum, explodează peste 5 ani. Dar în tine aduni acid, pentru că te-o refuzat. Nu vei ține minte, ascultă-mă ce spun, un act de binefacere pe care ți l-a făcut cineva, dar nu vei uita niciodată că acum 20 de ani te-au refuzat când ai cerut 2 lei împrumut. Pentru că astea fac resentimentele din noi, dragii mei. Mai există o treia reacție nepotrivită. De aceea, ce faci când ești refuzat? Trebuie să fii atent la modul în care reacționezi. Pentru că, dragii mei, răzbunarea e greșită. E un mod de a reacționa greșit. Mai apoi, dezvolți resentimente și există un alt mare pericol să cazi în resemnare. Atunci când cazi în resemnare, nu poți depăși problema aia, te blochezi acolo. Tu după 10 ani încă ai rămas la blocajul ăla, că te-o refuzat.
Ai vrut și n-ai primit. Dragii mei, oamenii resemnați din cauza unui refuz sau unei respingeri ajung de foarte multe ori să se refugieze în vicii. Asta este o primă tendință pe care o ai. Ai căzut la examen, n-ai ajuns, nu știu ce ți-ai propus tu, judecător, procuror, avocat, polițist, nu știu, antreprenor, profesor. Și cunosc, ascultați-mă, foarte multe cazuri. Și cunosc multe cazuri personale de oameni care, pentru că spun ei, s-au ratat profesional, s-au refulat în alcool, în băutură, în vicii. Pentru că asta e tendința. Pentru că nu pot să depășească momentul acela. Există oameni care se refugiază în păcat, în singurătate, în lumea virtuală. Pentru că n-ai primit fonduri europene pe, nu știu, startup-ul ăla, pentru că ai fost respins, pentru că te-ai refuzat, ai ajuns să stai zi și noapte, nu mai știi, ești pe toată ziua, ești pe calculator, toată ziua ești pe Facebook, toată ziua ești la filme, tu nu mai stai în lumea reală. Tu nu mai trăiești în lumea reală, tu nu mai înfrunți problemele. Tu te-ai ascuns într-o lume virtuală. Ești o legumă. Și știu că sună dur ce spun acum, dar dragii mei, asta e realitatea. Ajungem de foarte multe ori pentru că am fost refuzați, pentru că s-a întâmplat ceva ce nu era după așteptările noastre. Ajungem de foarte multe ori să ne semnăm, să nu mai depășești problema aia. Sau, dragii mei, există oameni care în stadiile cele mai grave ajung să renunțe la viață pentru că nu pot să treacă peste refuzul acela. Vă dau un exemplu biblic. Ați auzit de Ahitofel? Spune cuvântul lui Dumnezeu că atât era de înțelept omul ăsta, că sfatul lui, pe vremea lui David și a lui Saul, era așa de important, și mai apoi pe vremea lui Absalom, așa de important era sfatul lui, încât zice, e ca și cum l-ai fi întrebat pe Dumnezeu, plin de înțelepciune omul ăsta. Dar vedeți dumneavoastră, unde e multă, foarte multă inteligență, înțelepciune din asta lumească, e și foarte multă mândrie. E un episod. Când David, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, este izgonit, fuge din calea lui Absalom, fiul său. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că și-l lua sfătuitor pe cine? Pe Ahitofel. Și Ahitofel îi spune lui Saul, ascultă-mă bine, hai să luăm 12.000 de oameni, acum, în noaptea asta, mergem, îl urmărim pe David și îi dăm lovitura de grație. Numai că David, dragii mei, l-a infiltrat pe lângă Saul. E un alt om pe nume Hușai, care îi zădărnicește sfatul lui Ahitofel. Când Ahitofel constată faptul că împăratul, că Absalom, noul împărat care se vrea a fi, îi refuză sfatul, știți ce face? Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, 2 Samuel 17 cu 23, Ahitofel când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Pentru că nu poate să conceapă faptul că cineva i-a refuzat sfaturile. Pentru că nu poate să treacă peste ceea ce el numește ofensă. Știți ce îmi place? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Știți cum se încheie, dragii mei, textul acesta Biblie pe care l-am citit? Versetul 56, vă rog, afișați-l. Și auziți ce spune cuvântul Domnului? După tot momentul ăsta de criză, după ce ucenicii se enervează și cer foc din cer ca pentecostalii câteodată, Și după ce, dragii mei, stulburați, după ce Iisus îi ceartă, spune cuvântul lui Dumnezeu, că și Fiul omului, spune Iisus, a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și ce-au făcut? Au rămas blocați. Și-au făcut ședință de comitet o săptămână. Cum au putut samaritenii să ne refuze pe noi? Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Asta e concluzia. Așa s-ar vrea să privești în seara asta. Ce să faci când ești refuzat? Ce să faci când ești respins? Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, și-au plecat într-un alt sat. Du-te mai departe, nu mai rămâi acolo. De ani de zile, de 5 ani de zile, stai tot acolo, m-au refuzat. Și? Dar am încercat de 3 ori și nu a ieșit nimic și am falimentat a 3 ore. Du-te mai departe. Când ești refuzat, nu stai să-ți plângi de milă toată ziua și să te superi și să dai drumul la resentimente și să refulezi mânie. Du-te mai departe! Nu te opri, nu te potigni acolo! Du-te mai departe! În această seară, dragii mei, sunt oameni aici cărora Dumnezeu vrea să vă spună, mergeți mai departe! Dacă ai fost refuzat, știu, e neplăcut! Dar poate că Dumnezeu, tocmai prin asta, vrea să te ducă mai departe! Vrea să te ridici, să scuturi pravul și să pleci mai departe. Pentru că trebuie, dragii mei, să înțelegi
un lucru. Știi de ce are putere Iisus să meargă mai departe? Știi de ce Iisus nu se potignește în refuzul samaritenilor? Știți de ce? Pentru că uitați-vă ce spune primul verset și puneți în antiteză 51 versetul cu 56. Zice, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat unde? La cer! Oameni buni, în drumul spre cer! N-ai dreptul să te oprești în obstacolele care vin pe pământ! Da, mă refuză samaritenii, da, mi s-o închis ușa asta. Și care e ideea? Pot să închidă încă 700 de uși pe pământ. Drumul meu e spre cer. Eu mă duc înspre cer și dacă oamenii o să închidă și în stânga și în dreapta ușile mele, un drum nu mi-l pot închide. Drumul spre cer nu mi-l pot închide nimeni decât eu. Te rog în numele lui Iisus Hristos în această seară, nu te mai opri în obstacolele de pe pământ. În refuzurile oamenilor, în respingerile oamenilor, tu trebuie să mergi spre cer. Iisus Hristos, zice Biblia, că și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim. Și de ce? Pentru că era vremea să meargă la cer. Dragii mei, nu vom ajunge în cer dacă ne potignim în obstacolele care apar pe acest pământ. Și a mers mai departe, într-un alt sat, pentru că sunt alte oportunități pe care Dumnezeu le are pregătite pentru tine. Dacă tu stai să plângi de milă încă, dacă încă stai să te văicărești, dacă mai ai nevoie încă 5 ani de terapie, nu o să faci nimic. Când a izbucnit pandemia asta de COVID și când toate bisericile s-au închis, vă aduceți aminte că am început să avem programe în aer liber la Oradea Shopping City. Știți cum am ajuns acolo? Primul lucru pe care l-am făcut, pentru că nu avem curte, pentru că nu avem spațiu liber, deschis, am sunat o biserică. Am sunat la o biserică aici în oraș. Și ăștia nu sunt din mediul evanghelic, sunt catolici, frați catolici. Am zis, părinte, uite cine sunt, pastor, vreau să ne întâlnim. M-am întâlnit cu omul. Și zis, uite, nu ne puteți lăsa să ne adunăm duminică, vreau să dau cina oamenilor. Jumate de oră, nu mai mult, lăsați-ne, vă rugăm să avem și noi o slujbă, jumate de oră, să mă întâlnesc cu omul. Mi-e dor de oamenii pe care îi păstorez, vreau să le văd, nu am văzut fețele oamenilor, vreau să mă întâlnesc cu ei, vreau să avem cina Domnului. Tu știi cât de important e împărtășania, mă rog, cina. Și m-au refuzat așa frumos. Știi, eu aș vrea, dar nu vor alții. Și a fost ok, parcă. Dar am sunat la altcineva, la frații noștri, care aveau curte mare. Și am spus, frate, uite cine sunt și vrem să vă rugăm frumos în numele lui Iisus Hristos. Uite, jumate de oră, nu ne puteți lăsa când vreți voi. Când vă adunați, voi oricum nu s-adunau de fel. Nu ne lăsa jumate de oră să ne putem întâlni, să luăm cina. Și-a zis, trebuie să vorbesc cu comitetul și după aia te sun. Pe jumate de zi, sun eu. Da, răspunsul nostru este nu. Și-a închis. Nici nu mai a fost pacea Domnului. Că a fost un pa. Momentul ăla, vă spun sincer, am fost așa de dezamăgit. Vorbeam cu colegii, ce facem? Și știți ce poți să faci? Să fii supărat, Domnule. Frații tăi nu te ajută, nimeni nu te ajută, hai să ne plângem de milă. Momentul ăla ne-am rugat, știm pe cineva. În România toată lumea știe pe cineva. Și el la rândul lui știa pe altcineva. Și al doilea care știa pe cineva știa pe a treia persoană. Și așa am ajuns la cei care au Oradea Shopping City și au zis, cum să nu veniți? Vă dăm toată parcarea, numai să vă puteți aduna. Nu vreau să epatăm cu asta, că noi suntem ceva, dar am fost prima biserică din Oradea care am ținut program în aer liber, slujbă în plină pandemie. Și știți de ce? Pentru că, nu că suntem noi grozavi, ci pentru că am înțeles un lucru, că uneori trebuie să mergi mai departe, să nu te oprești. Când ești refuzat odată, de două ori, de trei ori, trebuie să mergi mai departe, trebuie să cauți noi oportunități. Pentru că Dumnezeu este cu tine. Pentru că uneori, dragii mei, tocmai refuzul este un test al credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Ce trebuie să faci când ești refuzat? Al doilea lucru, trebuie să fii atent la motivul pentru care ești refuzat. Fii atent la modul în care reacționezi. Dar apoi e foarte important să fii atent la motivul pentru care ești refuzat. Că aici e foarte important. Fii atent la motivul pentru care cineva te-a refuzat. De ce i-a refuzat samaritenii?
Asta e foarte important, pentru că de foarte multe ori nu ne gândim la aspectul ăsta. Ne gândim doar la reacția noastră, la toată lumea ocultă mondială. Și George Soros are ceva cu mine. Aia de la Davos au ceva cu mine personal. Dragii mei, putem să ne plângem de milă toată ziua, putem să purtăm ranchiună, resentimente, putem să explodăm toată ziua. Sau putem să ne analizăm viața. Sau putem să ne adunăm puțin și să ne gândim, ok, hai să vedem din ce motiv am fost refuzat. Care e motivul de fapt? Unde e problema? Pentru că, dragii mei, sunt lucruri care țin, fiți atenți, de conținutul cererii noastre. Suntem refuzați uneori în viață. Primim refuzuri în viață și știți din ce cauză? Din cauza a ceea ce cerem. Conținutul cererii noastre poate să fie nepotrivit. Și de-aia primești refuz, pentru că ceea ce cer nu este ok. Iacov, capitolul 4, cu versetul 3, și spune aici cuvântul Domnului așa: de unde vin, atenție, luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, invidiați și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți. Pentru că, atenție, pentru că nu cereți. Sau dacă cereți, și ce facem? Cerem și nu căpătăm, pentru că noi cerem rău cu gând să risipim în plăcerile noastre. Te-ai întrebat de ce ești refuzat? Te-ai întrebat de ce te rogi de 5 ani și nu se întâmplă nimic? Te-ai întrebat de ce oamenii din jurul tău te resping? De ce oamenii de lângă tine te refuză? Te-ai întrebat de ce? Ei-s problema sau e o problemă în cererile tale? Și atunci trebuie dintr-o dată să privești puțin la tine și să spui, ok, hai să văd, de fapt, nu e o problemă în ceea ce cer eu, conținutul cererii mele e tocmai ceea ce determină respingerea, refuzul din partea celorlalți. Ce vreau să înțelegem din Iacov, capitolul 4, versetele acestea? Dragii mei, e foarte important să înțelegem că luptele, uitați-vă, dintre noi vin dintr-o luptă lăuntrică. Asta spune, noi ne luptăm între noi, pentru că în interiorul nostru există un conflict între fire și duh. Și de multe ori nu realizăm asta. Suntem atât de irascibili, relațional. Și te miri de ce te refuză. Pentru că în lăuntrul tău tu nu ești conștient de fapt că rădăcina problemelor tale este în lăuntrul tău. Pentru că lași firea pământească să te facă knockout în fiecare zi. Pentru că tu nu alimentezi partea aceea Duhului Sfânt. Pentru că tu nu ai părtășie, nu ai conexiune cu Duhul Sfânt. Normal că firea pământească te face praf. Și te miri de ce? Ai conflicte și cereri care sunt refuzate pe bandă rulantă. Mai apoi, dragii mei, fiți atenți ce spune Biblia, luptele dintre noi ne fac, asta este pasul următor, luptele, deci noi ne luptăm între noi pentru că e o luptă înăuntrul nostru și nu suntem atenți la și nu rezolvăm problema de la rădăcină. Dar mai apoi, luptele dintre noi, dragii mei, nu doar că ne fac pe noi să avem o stare nepotrivită, că atunci când te ceri cu cineva, n-ai cum să fii plin de Duhul Sfânt. Așa m-am răcorit, frate, până i-am spus. Nu știu ce răcorire a fost aia, că de la Domnul nu a fost. Dar ascultă-mă, vei ajunge la cereri nepotrivite. Luptele dintre noi ne fac să avem cereri nepotrivite. Doamne, dreptate, Doamne, trimite peste el. Doamne, scutură-l. Cercetează-l, Doamne, dar pe tine nu. Dumnezeu are de lucrat numai cu alții, cu tine nu și în lăuntrul tău nu. Cererile nepotrivite, zice Iacov, mai apoi logic, atrag refuzul lui Dumnezeu. Și atunci, poți să cer încă 20 de ani, că tot nu vine. Nu, acum vă rog să priviți asta. Mi spune, frate, de ce treabă are legătura asta, Iacov, cu textul pe care l-ai citit? Fiți atenți. Acum vă rog să priviți puțin contextul capitolului 9. Capitolul ăsta 9 din Evanghelia după Luca ne oferă niște detalii importante. Versetul 42. O primă ceartă. Dar asta e duhovnicească. Evanghelia după Luca, capitolul 42, Iisus e pe munte cu ucenicii, cu cei trei, e acolo schimbarea la față, se coboară și când ajunge jos, la baza muntelui, zice Biblia că e un tată care are un copil care e îndrăcit. Și sunt ucenicii care, sunt ca mecanice români câteodată care stau pe lângă Tesla. Bă, aduși aibă de, nu știu. Și cam așa sunt ucenicii acolo, habar n-au, sunt umiliți. Și zice tata, învățătorule, nu te atingi, te rog, de copilul meu, că am venit la ucenici. Și zice, nu a putut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, fiți atenți, vedem o primă ceartă, versetul 42, Iisus ce face? Pe cine a certat? Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu că a certat
Duhul necurat. Iisus ceartă Duhul necurat. A vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Asta e primul aspect. Puțin mai jos, versetul 46, asistăm la o altă ceartă. Spune cuvântul Domnului, versetul 46, apoi le-a venit în gând să știe cine din ei avea să fie cel mai number one. Ca să ne doare pe noi. Cine e numărul unu? În Evanghelia după Marcu 9, cu 33 la 4, spune că efectiv s-o certa, literalmente s-o certa să știe cine e primul. Noi am înțeles că Iisus pleacă la cer, dar cine rămâne șef pe pământ? Iisus ceartă câteva secvențe înainte, Duhul necurat. După aia, imediat, ăștia se ceartă între ei pentru poziție, pentru funcție. Și acum, dragii mei, în versetul 55, Iisus îi ceartă pe ucenici. Și Iisus i-a certat când ce-au făcut oamenii ăștia, o ceru foc din cer. Vreau să vă spun un gând aici, o concluzie. Știți? Iisus, dragii mei, uneori ne ceartă pentru că noi ne certăm între noi. Și vreau să mai spun ceva. Pentru că ne certăm între noi, nu avem puterea să certăm duhurile. Iisus ne ceartă și trebuie să facă uneori. Pentru că încă ne certăm între noi pentru vedetism, pentru funcție, pentru statut, pentru titluri ierarhice. Și pentru că încă ne certăm între noi, nu avem autoritatea și putere să certăm duhurile. Doamne, dacă trebuie să ne cerți, fă-o. Pentru că vrem să ne pocăim. Pentru că vrem să putem să certăm ce trebuie, nu noi, între noi. Sunt lucruri, dragii mei, care mai apoi țin de preconcepțiile celuilalt. De ce te respinge? Cererile tale, mai apoi preconcepțiile celuilalt. Poate să fie un motiv pentru care ești respins. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, dar ei, din ce motiv l-au respins samaritenii pe Iisus? Din ce cauză? Și ce spune cuvântul Domnului? Dar ei nu au primit pe Iisus. De ce? Pentru că se îndrepta să meargă unde? Spre Ierusalim. Dragii mei, Iisus e evreu. Se îndreaptă spre capitala evreilor, spre Ierusalim. Cine sunt ăștia? Samariteni. Ce legătură între samariteni și iudei? Niciuna, să dușmăneau de moarte, spune Ioan capitolul 4. Și atunci, ce nu înțeleg ucenicii și ce trebuie să înțelegem noi din lecția asta este, ascultă-mă bine, este că nu întotdeauna e ceva personal, are omul ăla cu tine. E o chestie uneori de preconcepții. Dragii mei, samaritenii n-aveau ceva personal cu Iisus Hristos. A, El, voi veniți, dar El să nu vină. Nu. Era exclusiv, era vorba despre o preconcepție față de evrei pe care o aveau samaritenii. Și pentru că aveau preconcepții față de iudei și unii față de alții, de aia nu se acceptă, de aia se refuză. Deci nu pentru că ar fi avut ceva personal cu ei. Și atunci vreau să te întreb, dacă de multe ori, dragii mei, e vorba de preconcepțiile altora, de ce o ai așa de personal? De ce faci o dramă din asta? Ce are cu mine? N-are cu tine, sunt niște preconcepții. Și Iisus Hristos înțelege diferența. Iisus Hristos de aia, dragii mei, așa de calm. Pentru că noi de multe ori nu putem fi pentru că o luăm prea personal. Îl refuză simplu pe Iisus pentru că sunt niște preconcepții la mijloc. La fel cum avem preconcepții în România rațiale. Haideți să fim onești, să spunem lucrurile pe nume. Păi, rom? E inferior. Cu ani de zile în urmă, când am făcut pasul să ne mutăm la Oradea, locuiam într-un apartament, nu știi, l-am primit moștenire de la socri și am reușit performanța să băgăm toți banii de la nuntă și să-l vindem cu un profit de 1000 de euro. Cea mai bună investiție, deci dacă e să mă urmați în sfaturi imobiliare, vă rog, nu veniți la mine. Deci, evitați. Și... Țin minte că am vândut apartamentul respectiv unei familii de la noi din biserică din Ștei, da, care sunt frați romi. Au venit vecinii mei la mine. Revolt a fost acolo. Cum ai putut să vinzi, să nu ne spui nouă, să vină la noi, pe scara noastră? Cum ăștia să... Oameni buni. Păi, uite, oameni buni, dar sunt oameni. Sunt oameni ok, îi cunosc. Nu, că... Ce? Cum ai putut?
deci, vă spun, am rămas șocat. Ei, după vreo 2 ani de zile, m-am dus pe la bloc pe acolo, în curte, văd foștii mei vecini. Doamne ajută, Doamne ajută, cum e? Bă, Dorel, bă, dar ce oameni de treabă să ăștia, mă. Săritor, Doamne, n-am auzit pe ea certându-se. Ex, acum-s bune, a? De ce reacționăm așa? De ce vrem să refuzăm din start și de ce? Pentru că ai preconcepții. E baptist? Doamne, ferești, mami, să le iei. Trebuie cu porumbei, penticostal. Ce ai zis că e carismatic? Tu l-ai, Doamne, ferească, Domnul, așa ceva. Avem preconcepții. De-aia, ascultă-mă, să te vindece, ca să ne poată vindeca Dumnezeu de lucrurile astea, trebuie să fii atent la ceea ce cer, conținutul cererilor tale, fii atent mai apoi și la preconcepțiile care pot să existe de parte și de alta. Care, uitați-vă, Dumnezeu le vindecă. Știți, samaritenii când se duce Iisus la fântâna lui Iacov de la Sihar și zice femeia samariteană, cum adică tu ceri de la mine să bei apă, tu iudeu, eu samaritean, că nici se pune problema. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după aceea, după ce se întâmplă minunea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu că samaritenii, zice Ioan 4:40, au venit samaritenii la Iisus și ce au făcut? L-au rugat să plece. Nu, au zis, hai rămâi cu noi și Iisus rămâne 2 zile cu ei, pentru că depășesc preconcepțiile. De prea multe ori, ascultați-mă, refuzăm pentru că avem preconcepții. Domnul să ne vindece de ele. Îți lucru mai apoi, analizează motivul pentru care ești refuzat. De ce te refuză oamenii? Toată lumea are ceva cu mine. Dar de ce toată lumea se uită urât la tine? Nu vezi tu bine. Nimeni nu se uită urât la tine. Sunt lucruri, dragii mei, care țin de providența lui Dumnezeu. Și aici tot ce nu putem explica, le ambalăm voia Domnului. Deci sunt lucruri care nu, ascultă-mă, ești refuzat în viață pentru că nu ceri bine, primești refuzul în viață pentru că îți preconcepții la mijloc, deci nu e ceva personal, dar uneori, ascultă-mă, nu se întâmplă, deci te rog, nu se întâmplă nimic. Ai o inițiativă, refuz total, eșec total, pentru că țin de providența lui Dumnezeu. Dumnezeu știe, dragii mei, că uneori nu-i vreme potrivită. Dumnezeu știe alte ori, dragii mei, că nu-i persoana potrivită. Dumnezeu știe, dragii mei, că nu-i planul potrivit. Și atunci Dumnezeu, pentru că tu îl iubești, îți spui și tu totuși mai zici câteodată la finalul rugăciunii, facă-se voia ta. Dar tu un ceas ceri și la final, într-o secundă, facă-se voia ta. Amin. Dumnezeu, pentru că ai zis ultima frază după un ceas de cereri, atunci hai să se facă voia mea. Nu! Nu ziceți amin la asta, ha? Gert Brooks este un worshipper, da? Un om care laudă pe Dumnezeu, un compozitor de cântece creștine, are o cântare, rugăciune fără răspuns. De unde s-a născut cântarea asta? Multă vreme, în liceu, era îndrăgostit de o fată și s-a rugat și o postit pentru ea până și-o strica stomacul. Gastrită. Toți, Doamne, dă-mi-o, Doamne, mă rog, Doamne, dacă mi-o dai, mă duc misionar în Africa. Bine. Și spune, nu a primit răspuns. Nu. Și la un moment dat, a trecut timp, a plecat din orășelul la mic, a ajuns pe la Chicago, azi Domnul folosește. Și s-a întors după 20 de ani, s-a întors în orășelul lui. Și s-a dus la un meci de fotbal. Ioi, păcat, nu trebuia să spun asta. Și s-a dus la un meci de fotbal american, dragii mei. S-a dus în tribune. Și dintr-o dată undeva se uită, o vede pe cea pentru care și-o stăca stomacul. Și se uită la ea. Și zice, Doamne, mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc că m-ai păsit. Doamne, n-am știut ce cer. Eu nu știu ce duc m-a sufletit când am cerut asta. Doamne, îți mulțumesc că nu mi-ai dat-o. Nu e așa că unor trebuie să treacă 20 de ani, 10 ani, să înțelegi că Dumnezeu a văzut mai bine ca tine lucrurile. Da, ai plâns, te-ai bocit 3 luni de zile, ai fost în depresie. Dar după 10 ani, Doamne, mulțam. Și spunea el, dragii mei, că cele mai bune rugăciuni sunt ale fără răspuns, refuzate uneori. Pentru că e un mod prin care Dumnezeu te păzește. Slăviți să fie Domnul!
Știu, încă nu puteți spune amin din toată inima, auziți-ți așa, ca să fie o leacă de feedback, dar va veni o vreme când veți spune amin. Doamne, adă vremea aceea. Ultimul lucru. Trebuie să fii mai apoi atent la un lucru. Trebuie să fii atent la modul în care reacționezi, trebuie să fii atent la motivul pentru care ești refuzat și trei. Trebuie să fii atent la mandatul pe care l-ai primit. Na, frate Dorel, acum, dragii mei, urcăm pe Everest puțin spiritual. Pentru că toate lucrurile acestea trebuie să urce la un alt nivel spiritual. Fraților, când primești un refuz în viață, când ești refuzat, nu numai că trebuie să vezi din ce cauză, nu numai că trebuie să vezi cum reacționezi, dar e atât de important, ascultă-mă, să fii atent, știi la ce? La mandatul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, noi suntem chemați să oferim soluții, nu să dăm sentințe. Ucenicii își uită mandatul. Iisus Hristos se instruiește pe ucenici ce au făcut și cu toate acestea, într-un moment de supărare pe samariteni, pentru că i-au refuzat să-i găzduiască, ăștia revarsă potopul de cerințe, să vină foc, să ardă. Și Iisus spune, stop, ce vorbiți? Ce duc te călăuzește când spui asta? Spune versetul 56, știți ce spune Iisus? Căci Fiul omului, pentru ce a venit? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele, ci să le mântuiască. Ăsta e mandatul lui Iisus, dragii mei, și ăsta este mandatul pe care Hristos, dragii mei, ne-l-a lăsat nouă pe pământ. Știți că Iisus a înălțat la cer. Și Iisus Hristos a lăsat biserica, dragii mei, să fie mandatată cu această mare chemare. Ceea ce Iisus Hristos spune aici, dragii mei, eu nu am venit ca să pierd sufletele oamenilor, să cadă foc din cer, să moară, doar dimpotrivă, ci să fie mântuite sufletele lor. Și atunci ascultă-mă, când cineva te refuză, da, e un coleg la locul de muncă care îi predice Evanghelia și te refuză, și ce trebuie să faci? Să nu uiți de mandatul pe care ți l-a dat Dumnezeu, nu reacționa, nu fi supărat, nu arunca asupra lui toate blestemele din Apocalipsa și să-l sperii că vine fiara și că o să moară și că o să meargă în fundul adului. Da, e adevărat, dar ascultă-mă, treaba ta este să-i vorbești despre soluțiile lui Dumnezeu, ăsta e mandatul tău. Noi luăm parte cu judecata, nu e a ta judecata, e a lui Dumnezeu. Care e mandatul tău? Toți ne punem pe scaune, pe jilțuri, toți vrem să fim judecători. Toți dăm sentințe. Iisus n-a venit să dea sentințe. Iisus nu a venit, dragii mei, să cheme focul din cer pe pământ. Iisus are un mandat pe care este Fiul omului. Iacov, Petre, nu înțelegeți? Nu asta cereți. Fiul omului a venit să răscumpere ce-i pierdut, să salveze, să aducă viață veșnică. Ăsta este mandatul la care trebuie să fii atent, da? Când ești refuzat, e neplăcut, e dureros, e frustrant, îți vine. Te oprești. Pentru că tu n-ai voie să-ți uiți mandatul. Am avut în urmă cu mult timp o discuție care m-a întărâtat foarte mult. Eram acolo un grup de slujitori și era un pastor care efectiv să-l lăuda cu cât s-o exclus el din biserică. Cu o sete extraordinar. Mama, ăla, pentru aia. Că noi suntem cu calea, frate. Fară! Și am zis, am înțeles cât s-a exclus. Dar pe cât s-ai reabilitat? Pe cât s-ai ridicat? Treaba Domnului. Sudați-i Dumnezeu judecata. Mandatul bisericii, oameni buni, nu este acela de a cere foc din cer. Mandatul bisericii lui Dumnezeu, mandatul bisericii Geneza, este să ceară ploaia trezirii să cadă din cer pe pământ. Asta este rugăciunea bisericii. Doamne, te rog, încă nu adu foc. Fă să cadă ploaie, Doamne. Fă să udă, Doamne, sufletele oamenilor care sunt căpățânași și care refuză orice ofertă a cuvântului Tău. Duhul Domnului, spune Iisus, este peste mine. Ce duc te călăuzește? Te-ai întrebat? Când ai trântit ușa, ai strigat și ce? Pe mine mă refuzi?
Te-ai întrebat ce Duh te călăuzește? Te-ai întrebat ce Duh te sufletește? Cine te conduce? Pentru că dacă e Duhul lui Dumnezeu, auzi cum te rogi. Duhul Domnului, spune Mântuitorul, este peste mine. Pentru că m-a uns să cert, să mustru, să cer foc din cer, nu? Să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să omor pe aia cu inima zdrobită, nu? Îi disciplinam. Să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Să propovăduiesc robilor de război ce? Judecata. Nu. Slobozirea. Și orbilor căpătarea vederii. Să-i apăs pe ea, apăsa și mai tare. Te duce în iad, ți-am zis eu. Vezi? Nu te lăsa de țigări, acum uite veni cancerul. Să-i apăs și mai tare. Ce spune Domnul? Să dau drumul celor apăsați. Să vestesc anul de judecată. Așa spune. De îndurare. Ăla care te-a refuzat și te enervează. Ce trebuie să-i spui? Domnul, eu aș fi zis altceva. Dar pentru tine, Domnul, ascultă-mă bine, are un an de îndurare. Iisus te iubește și vrea să te ridici de aici. Ce Duh te călăuzește? Când te răzbuni, când ești resentimentar? La ce suntem chemați? Care e mandatul nostru? Să ne exercităm autoritatea spirituală, nu să abuzăm de ea. Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine să ne exercităm autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, nu să abuzăm de ea. Cine erau Iacov și Ioan, ucenicii? Săi, chemați să meargă după el, chemați să fie trimiși de el. Cu toate astea, dragii mei, Dumnezeu nu ne-a dat autoritate ca ucenicii săi pe care să o exercităm în baza preferințelor noastre, ci în baza principiilor lui Dumnezeu. Trebuie să vezi autoritatea mai mult ca o responsabilitate decât un privilegiu. De prea multe ori, știți, avem o problemă că noi percepem autoritatea. M-a pus Domnul aici. Am autoritate, frate, și tu știi că autoritatea cere responsabilitate? Mare responsabilitate. Auziți o scrisoare a unui om pe nume Pavel către un businessman care a fost jefuit de un sclav care l-a furat și a plecat la Roma, Onisim. Filimon, capitolul 1, versetul 8. Ia auziți. Să vedeți aici exercițiul de autoritate de la apostolul Pavel. De aceea măcar că am spune Filimon, capitolul versetul 10, un singur capitol acolo, versetul 10. De aceea măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc. Zice Pavel. Adică am autoritate. Pentru că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci. Vreau mai degrabă, zice Pavel, să-ți fac rugăminte. În numele dragostei. Te rog eu, Filimon, puteam să-ți cer, puteam să bat cu pumnul, dar dacă nu te pun sub disciplină, nu. Te rog frumos, Filimon, știi, ai grijă de Onisim, iartă-l, trebuie să-l reabilităm. Ăsta e mandatul meu, ăsta e mandatul tău. Nu să cer foc din cer, să cer ploaie. Să cer har și nu judecată. Prea bine a zis Paul Evdokimov, a zis, protestanții au o mare problemă. Îl bagă pe om direct în tribunal. Uită să-l treacă înainte pe în spital, că l-a trebuie vindecat. Sentință, iad, chin. Și predicești pe cât de puternic va fi focul din iad. Și accentuăm chinul și pedeapsa și credem că oamenii se schimbă prin că îi speriem noi. Oamenii n-au nevoie de tribunal, e treaba lui Dumnezeu. Biserica trebuie să fie spitalul lui Dumnezeu.
Aici ei apăsați trebuie să fie eliberați. Aici robii trebuie să fie, să primească anul de îndurare a lui Dumnezeu, bucuria că Hristos se îndură și de ei. Ăsta este mandatul pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Să lăsăm sentințele și să căutăm soluții. Ăsta este mandatul pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Suntem chemați să răspândim apoi cuvântul, nu să-l răstălmăcim. Au zis, de unde le-a scos lor ideea că trebuie să coboare foc din cer? Undeva în împrejurimea aceea, cu secole, cu mii de ani în urmă, Ilie a cerut foc din cer peste niște trimiși sau un împărat. Și și-au adus în aminte că își știau și Biblia. A, nu vrei să poruncim noi să cadă foc din cer, cum a zis și Ilie? De unde și până unde? Că n-are nicio treabă contextul lui Ilie, cu contextul tău. De câte ori, dragii mei, nu folosim Biblia ca o mitralieră în care ne răzbunăm pe alții, în care ne luptăm cu alții? De câte ori, dragii mei, nu folosim versetele din Biblie ca niște glonțe? Nu te-a chemat Dumnezeu să răstălmăcești Biblia? Dumnezeu te-a chemat să răspândești Biblia, Evanghelia, să le spui oamenilor cine-i Hristos, că au nevoie de El. De asta avem nevoie. Ce să faci când ești refuzat? Cine l-a fost refuzat? Cine nu a trăit în viața asta, ușa aia trântită în față? Cine nu a stat cu mâinile întinse și i s-a dat peste mâini în viață? Câți de aici nu? Câți n-am avut refuzuri? Câți n-am avut, dragii mei, momente în care am fost respinși? Vreau să spun ceva în aceasta. Ce să faci când ești refuzat? Fii atent la modul în care reacționezi. Fii atent la motivul pentru care ești respins. Dar nu uita mandatul pe care l-ai primit. Treaba ta nu-i să ceri foc și purcioasă și judecată. Treaba ta e să te rogi ca Dumnezeu să aducă ploaie, înviorare, viață în numele lui Iisus Hristos. Și mai apoi, o să te gândești în încheiere, ce oameni ai pe lângă tine? Că s-ar putea ca mulți, ascultați-mă, să nu ne putem vindeca de problema asta, pentru că avem oameni lângă noi, pe cum Iacov și Ioan, hai mai tare! Ce-o făcut? Te-o respins pe tine? Aoleo, hai să vină încoace. Foc! Și tu, amin, dă-i cu focul. Ce oameni ai pe lângă tine? Ce oameni ai? De ce duhuri sunt călăuziți oamenii care sunt lângă tine? Cine vorbește prin gura lor? Duhul lui Dumnezeu? Sau altcineva? Și apoi, să spun ceva. Iisus știe ce înseamnă să fii respins. Crezi-mă? Dacă e cineva care știe ce înseamnă să fii respins, să fii refuzat, ăsta e Iisus. Hai să ne căm picioane. A venit la ei săi, spune evanghelistul Ioan, și ai săi l-au primit cu brațele deschise. Nu? A venit la ei săi și ei săi au zis, o, de când te așteptam, ce vrea să facem pentru tine? A venit la ei săi și ei săi, nu străinii, ai săi nu l-au primit. Ai tăi te-au respins. Familia te-au respins, te-au refuzat. Frații te-au refuzat. Poate că părinții te-au refuzat. Poate că prietenii cei mai buni te-au refuzat. Te înțelege cineva? Nu mă înțelege nimeni, frate. Sunt păstor, de multe ori nu pot să înțeleg. De multe ori stau față în față cu oameni care îmi povestesc și pot doar să-mi imaginez prin ce trec oamenii ăștia, că n-am trecut niciodată pe acolo. Dar spun ceva. E cineva care știe exact cu ce te confrunți. E cineva care știe exact în momentele astea ce simți. Ești refuzat, ai fost refuzat, doare. E unul care știe ce înseamnă asta și să te fiu lui Dumnezeu. Și de la El învăț în această seară ce trebuie să fac când sunt respins,
ce trebuie să fac când ești refuzat. Și ce trebuie să faci? Să privești spre cer și să spui, hai să mergem în alt sat. Hai să mergem, hai să ne ridicăm. Și ce vrea să spună Dumnezeu în seara asta? Iisus vine în dreptul tău și spune, hai de aici. Ieși din zona asta, ieși din satul ăsta, ieși din zona asta unde tot cerpă foc. Lasă focul, lasă oamenii, lasă judecata, hai, trebuie să plecăm mai departe. E vremea să te ridici în numele lui Iisus Hristos în seara asta. Și vremea să te rogi și să crezi din toată inima ta că El te înțelege. Că El te înțelege și că El îți ridică poverile. Iisus Hristos știe cu ce te confrunți. N-ai vrea să-i spui, Doamne, toate astea le pun în mâinile Tale. Dă-mi libertate, Doamne. Nu mai vreau să fiu un traumatizat de serviciu. Nu mai vreau să mă duc, Doamne, dintr-un cabinet de psiholog la altul. Nu mai vreau să mă duc, Doamne, toată ziua dintr-un loc în altul, să tot cer pași și să nu pot depăși. Doamne, în seara asta, Tu mă știi. Tu știi ce e respingerea, Tu știi ce e refuzul, Tu știi ce e, cât de greu e. Ți le dau Ție, Doamne, pentru că Tu mă primești cu brațele deschise. Te rugăm?